Bună dimineața, suntem a doua zi. Ce faceți, măi, copilașilor? Da. Și prea multă apă? Da, știi, tata, s-o spart. Tata, îți cumperi clei și o să-l încleiem, bine? Dar nu-s de sânflu. Nu-s mai de sânflu. Vezi de sânflu? Păi? Ia să aduce. Ce poți? Vrei să sari? Bolile lucrează? Da, ca te iubim. Da? Vă place? Da. Mă, ca te iubim. Ia să vedem. Noi vrem să punem bule. Hai, pune. Ce se vede acolo? Vedeți cum iasă aerul? Poftă mare de când am mâncat noi fasole. Salutare. Lumea iarna mănâncă fasole, dar noi mâncăm și vara. Salutare, Alex, poftă mare. Eu am făcut și o zeamă când am venit, dar am avut noi ieri o zi de naștere am fost. Așa da. Că la amiaza. Ce ați mâncat voi dimineață? Pune cu ouă le-am făcut. Da, și fasulele, sigur că. Foarte gustos. Sergiu cu Alex mereu iubesc iarnă vară. Avem un dezastru în casă, nici nu vreau să vă arăt. De la nord, în oțet, da. De la mătușa mea, foarte gustos. Roșiile doar acestea au rămas, nu știu dacă sunt bune. Trebuie să mergem și la bunica într-o zi. Suntem da. Foarte încărcați. Astea toate trebuie aranjate, călcate, sunt spălate. E dezastru și niciodată nu a fost la mine așa de multe. Suntem preîncărcați. L-am trecut la piață, el a dus. Și nu știi piața? Ne-am pierdut în piață. Ne-am pierdut în piață. Ești uit în față. Că-ți dăm și iar picioarele tu la tine. La tine e greu. Deci noi am lăsat tot treburile acasă și ne-am venit la piață. Prima dată cu Sergiu venim așa de târziu la piață. E aproape 5 sau mai târziu de 5? Nu, nu 5. Aproape, da? Stai, că... Ai, 5! Eu știu că la 4 e strâng de asta. E, știi cum, acum că e sezonul și zilele sunt mai mari, da. Stau mai mult. Mergem la market repijor, mai am câte ceva de luat și gata, acasă, la treabă. Da, acasă. Că avem și curtea de făcut, da? Coloreana așa v-a ușoplit buruianul prin afară. Undeva vreo 5-6 ore avem de lucru afară în curte. Pare mult, dar nu mic, spălăm tot curtea, să ud brăduțe, că odată de două ori pe lună ud brăduțe așa ploiți. Da. Să facem gazonul, să radim, adică marginile, vreau să spăl și drumul. Flămânda lui mami, salut! Poftă mare! Încet, Arena e cu supița, e cam mica, noi fără felul întâi nu putem, da? Cecișor cu părul. Noi gata am fost, ne-am lămurit cu cumpărăturile, vreau să lămuresc bucătăria, să lămuresc cumpărăturile, am luat cât ceva pentru mâine să fac, o să fac rulada care am și pe canalul meu de rețete, rulada cu bostănel, cu usturoi, cu cașcaval și toate cele. Cred că o să fierb niște creveți mâine pentru că de carne ne-am săturat. Și o să văd ce o să mai pregătesc. Vreau neapărat să fac și un tortișor așa ușurel de vară. Am niște zmeuri așa fine la frigider care le-am cumpărat ieri. Așa că am să fac un tort din zmeuri așa fine. Sergiu s-a apucat de gazon, de curte, dar uitat să-mi aduc cumpărăturile din mașină să-l întreb. Gospodarului, te-ai apucat de lucru, dar cumpărăturile nu ni le-ai adus.
Hai, Alex. Ce faceți voi? Spălați ATV-ul? Sau pun speli, eu fac gazon. Super. Gazonul, nu știu, l-ai arătat? Au ieșit foarte multe de astea... Cum se numesc? Iarbușoară de asta care... Nu-s mult, dar pe astropie. Da? Asta e normal? Da, trebuie încă o dată. Aha. Și aici tufărașul este aveți puțin parcă l-a pârlit soarele. Da. Observat? Așa aici, așa parcă... Da, da, da. Să vă arăt și ce am cumpărat de la market. Ouă, maioneză, maioneză catare. Nu prea mâncăm. O să încerc să fac și de casă, dar am nevoie pentru mâine așa, rapid. Așa că am cumpărat așa o punguliță mică, cașcaval, că o să fac și o tartă din vânătă. Pătrunjel, pentru că o să fac tartini cu maioneză și cu șprot, nu știu cum se spune, peștișori de ăștia mici, așa, afumați. Muștar dulce, îl folosesc la multe sosuri, așa că îl iau când mi-aduc aminte și îl văd pe raft. Am luat și zahăr brun câteodată la cafea, e mai gustos, pentru că am băut la sora lui Sergiu în Grecia cafeaua cu zahăr brun și mai gustos. Zahăr simplu pentru copturi, făină mereu să nu lipsească din casă de la mine, cașcaval topit, că o să fac rulada din dovlecei cu cașcaval topit, smântână, unt și aici am trecut la mama și văd că a făcut niște plășințele, mama, și nu știu cu ce, și pateuri a făcut ceva, aha, și niște pateuri, am ușile gust. A luat un ca la pateuri, dar ăsta e foietaj, cred că e cumpărat, nu știu. Varză murată. Toate acestea trebuie să le punem la loc. Aici am încă din Grecia. Aceste două sunt goale, trebuie să le duc în debara. Aici sunt bolurile de la mama. Noi așa, eu îi duc cu mâncare, ei mi le aduce goale sau cu pateuri. Când și are. Zămușoara, porumb. Aici noi am fiert și porumb. Foarte gustos porumbul. Să vedem acuși dacă are n-o să vrei să mănânci. Fasulele. Dacă n-o să mănânci mai mult astăzi, le pun la congelator. Și o să le pun în borș. Aici am făcut un cake zilele astea. Pe canalul meu de rețete. Foarte ușor. Intrați și o să vedeți cum l-am făcut. E cu nectarine și zarzări. Ce-a rămas din el, i-am dus o bucată lui mama. Și bucățile astea deja s-a rupt de prin părți și de asta arată așa. Bucătăria dezastru. Am și facem pac! Pe TikTok fac așa și aici tot e curat. De eu fac și nu se face curat. Mă apuc de treabă pentru că v-am spus că am și hainele. Cred că o să mă lămuresc la bucătărie mai întâi de toate. O să pornesc o rețetă de tort, așa cum v-am spus. Și pe urmă o să-mi pun un film și o să merg să organizez hainele, să văd care sunt la călcat, care nu. Și le pun. Deja peste câteva zile cred că o să le calc, pentru că astăzi e târziu. Mâine am oaspeți. Aproape gazonul e gata. Da? Tăticu? Aproape. Ai uitat să ne aduci produsele. Eu le-am luat singur deja. Nu-i nimic. Dar fructele le-am lăsat, știi. Tu pregătești și cu tine, uite. Cald. Ce capă de pe tine. Cald. Tot bine? Aici punem și picături, da? Soluții. Pentru ce? În drum. Pentru, a, în drum stropește. Ei, gospodar e gospodar. Când e gospodar, apoi și în drum e gospodar, așa? Da. Se vede când treci pe lângă casa oamenilor care e gospodar. Stropim și în drum pentru că să nu ne chinuim cu mâna. Susucă, da? Da, vreo 4-5 de mici susucă. Ai stropit și la noi? Pe aici? Pe unde mai era sau nu? Sau nu, pui altceva? Nu, le-am spus, este, dar noi n-avem. Aia să mai stropesc puțin. Mm-hmm. Așa, pe urmă de mai să le faci... Gazon e altceva, gazon trebuie altă stropire și îngrășăminte, tot a spunem. Ok. Gata, mi-am lămurit hăinuțele, deci aceste toate am decălcat. Acolo nu-s chiar așa de mult, pentru că de sub sunt draperiile vechi din salon. Trebuie să le pun, cred că în pod... Că nu am loc. Sergiu acolo afară să vedem ce-a făcut, că deja e târziu. Curat, curățenie, miros frumos, foarte bine miroase. Așa îmi place când e curat. Noi îmblăm desculță.
brăduț tot. Îți uzi cu apă. Făcut duș seara. Așa tot e ud. Uitați-vă și de frumos arată. Și copiii sunt afară. Sau... Wow, brăduțe ăștia, ia uite. Sunt mai înalt decât mine. Ia uitați-vă. Sunt mai înalt. Ia să-i. Brăduț. Oho, și din alt. Cât are oare? Erau ca tine. Da. Când ia pun-te la brăduțul, stați-mi. Ia uitați-vă la Alex, unde-i? La mine Alex, uitați-vă și-s de mare. Aici, în general, a crescut. Wow, și de mare. Sergiu, mai ai? Așa e de bine în spate. Wow, ce frumos. Uitați-vă și frumos. Parcă-i covor. Eu zic brăduțul, el a dat. Cât era? Era mai mic decât mine, nu? Sau cât mine? Unul cât? 1,20 am luat? 1,20, 1,30. Da uite ce ăla dincolo, uite. Oi, și-s de mare. Cresc, cresc. Și sunt unii ca afară. Frumos așa răcoare, parcă a venit ploița, te-ai spălat. Și s-a răcorit afară. Copiii te ajut sau să joacă? Ajută. Ajută, da? Mai ai? Mai am. Serios? Drept ai zis tu vreo 5 ore așa? Și eu parcă fac și nu se vede. Am făcut, am lămurit hainele, care l-a călcat, care... Și am și mă apuc și de gătit, măcar tortul să-l fac, mâine să am mai puține de făcut. E jumătate la 11, târziu, Sergiu încă n-a intrat în casă. Eu am lămurit puțin baia mică, era dezastru aici, am pus roboțelul în odaia noastră. Numai roboțelul își face treaba, că eu nu reușesc încă să spăl pe jos. Roboțelul îl pun de 2-3 ori într-o odaie și e super. Merg afară să văd ce face Sergiu. Dacă o finisat sau nu. Copiii deja sunt. Ia cât ăla și faci. Plouă, mă ating că ploaie și te-a oprit pe tine sau ai finisat? Finisat, ai reușit? Maladeț. Da, da. Vreo 5 ori ai stat afară, nici apă, n-ai șerut nimic. Da. Când s-a pornit ploaia? Am vreo 5 minute. Ești super. Am terminat, am spălat și acolo. Da, văd că tot e curățat. Am spălat aici și a început și ploaia. Și super. Da. Și admiri ploaia, dar așa o ploaie liniștită, nu? Și frumos, uitați-vă și frumos. Când e curățel, tăiet. Gazonul ăsta, într-adevăr, parcă e artificial, nu? Da. După și el frizează așa de bine arată. Gata. Tortul e gata. Îl vedeți pe canalul de rețete. Cum l-a făcut. Foarte repede l-a făcut Cristina. Și e foarte gustos. Da, afară s-a oprit ploița. Alex, da. Oranjat. Puțin, da, este. Așteptăm și oaspeții. Am mai făcut încă o ruladă. Ceea care o am pe canalul meu. E foarte gustos. Foarte, foarte gustos. Din dovlecei. Da. Gustoșel, gustoșel. Vreau să fac și niște tartine cu puțină maioneză și șuprot. Cum se numește șuprot în limba română? Peștișorii ăștia. Afumați în ulei în conservă. Care să poți să-i pun așa, am luat niște baghete de cele bunișoare. Tai felii subțiri. O să vă arăt acum, e foarte ușor. E o zacuscă perfectă. O să fac și mojito pentru copiii mei mari. Și mojito și din... creveți. Creveții deja i-am curățat. Da, creveții foarte proaspeți. O să fierbem cu fierți, cu usturoi și sunt foarte gustoși, da. Mai când gustoși... Când nu vin oaspeții, atunci ai fiert pe cum. Da, 50 minute e gata. Da, dar da. Mai gustoși ca copți. Da, deci noi am trecut la fierți. Da. Uitați-vă ce masă frumoasă. Bucate, masa nu ești, afară să pun. Da. Și creveți fiert. Și gata. Și creveții, da. Am pus în două care... Foarte gustos, am mâncat una de asta, o fetă. Ții copii, a venit? Așa că nu a plouat. Bună ziua! O plouat? Cum nu a plouat? Eu nu înțeles că la voi nu a plouat. Nu plouă, dar a plouat. Burează? Da. Ei? Ce faceți voi? Salut! Ce faceți? Bine. Bine. Voi ce faceți? Salut! Salut! Salut. Da, pe cau. Salut. Pe cau. Salut, salut, salut. Am venit să plătim la 6 ori de la lucru. Și azi vin cu eu, mă trebuie. Da. Da, da, cum?
Ce ai zis, da, e super. Pentru tenis e super. Cum a venit cu paleta lui. Ai eu cu două, dai paleta. Și gata, dar și asta așa. Și buznărașul. El e rost îmbracu mătră, da? Rost îmbracu mătră. Da, asta și e așa interesant. A, e, he, he. Deci, stuiet. Aha. Dar tu ai luat-o și cu așa este joci, dar asta să ne arăți cai sau și... Nu, dar pe coasa până mușca. A, și vrei să joci cu așa? Da, asta tot am să lăs la tine ca să ai două. Mai cadonez. Bun, eu am una de asta. Ai una de asta, dar și, ca și într-o optiere... Da, da, cu mătură că ne-o cadonat mie una de asta. E foarte super, e din carbon. Foarte superbă. Hai, intrați în casă, hai să zacusăm ceva și pe urmă ieșim afară. Mâine îți duc la zi din naștere. Poi mâine la zi din naștere. Nu mâine, poi mâine. Două zile la rând la zi din naștere, ați mâncați carne? Azi ați mâncăm creveți. Nu mâine sub. La fotbal, două zile la zi din naștere. La zi din naștere și creveți ați mâncați așa. Și palete. Așa de aprinsă. Da, carbon. Sunt din carbon, nu sunt din lemn. Și minci, hai să vedem. Hai să vedem. Hai, începem. Așa, așa parcă, parcă singurii joacă. Așa, și mai ușor să le învârtești, așa? Da. Hai să ne deprindem. Încă ne încălzăm, așa? Da. Ia uitați-vă ce curcubeu frumos. Mare și frumos.